Polițiștii ies în stradă. Membrii Sindicatului Național al Polițiștilor și al personalului contractual vor participa pe 25 martie la un marș de protest în capitală de la Ministerul de Interne până la Guvern. Potrivit președintelui sindicatului Dumitru Coarnă, marșul va fi precedat în zilele de 23 și 24 martie de pichetarea Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de neaplicarea corectă a salarizării în Ministerul de Interne. Ei solicită respectarea prevederilor hotărârii de Guvern 1/2017, deoarece în prezent sporurile din MAI se raportează la salariul de bază din 2009. Liderii Sindicatului Național al Polițiștilor și al personalului contractual au avut luni o primă rundă de negocieri cu Ministrul Muncii pe tema proiectului legii salarizării unitare. Reprezentanții sindicatului cer o creștere de salariu de 20% și acordarea sporurilor la nivelul anului 2017. Pe de altă parte, președintele Sindicatului Polițiștilor și Vameșilor Prolex, Vasile Lincu, a declarat pentru news.ro că nu se poate vorbi de o lege a salarizării fără aducerea la zi a tuturor deciziilor Curții Constituționale privind salarizarea bugetarilor și fără a fi puse în executare toate deciziile privind plata unor drepturi. Lincu a precizat că după ce se fac actualizările prevăzute de legile în vigoare, se pot începe discuțiile realiste pe tema proiectului legii salarizării unitare.